CSC Peciu-Nou a învins-o pe CS Phoenix Buziaș la scor de neprezentare. S-au întâlnit învinsele în deplasare din runda trecută, prima a grupei 1 valorice în Liga 3-a, iar verzii mai bine clasați ai Peciului Nou s-au reabilitat cu vârf și îndesat după eșecurile legate pe Electrica în fața poliștilor, pe când buzieșenii au suferit al doilea eșec succesiv la 3 goluri deficit în faza play-off după recentul 4-1 de la Oradea. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Noi veneam după două meciuri în care am pierdut cu Poli Timișoara, două meciuri în care ne-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Am fost de multe ori și uneori peste ei în meciurile pe care am disputat contra lor. Însă astăzi am avut un meci, ca să spun așa, în care mi-a fost puțin teamă, pentru că am avut niște jucători care n-au putut juca. Și mă bucur că cei care au intrat în locul lor și-au făcut datoria cu brio. Și țin să-i felicit pe această cale.